doamnei Mistic Angela. Domnului Cetan Eugen. De asemenea, mulțumim profesorilor de la Catedra de Geografie și Etnologie. Doamnei Cursu Valentina. Doamnei Elinte Veronica. Doamnei Șlezi Eugenia. Domnule Sergiu Musteață. Domnule Aurel Plătoche. Domnule Sergiu Cataraga. Domnule Costuma Viorel. Domnule Cunea Serian. La ore și în sesiune, vin astăzi cu câteva cuvinte pentru dumneavoastră. Invităm pentru a susține ultimul curs pe distinșii noștri profesori. De aceea, stimate decana Facultății de Istorie și Etnopedagogie, domnul Sergiu Musteață, vă invităm pe scenă. Aplauze, vă rog! Astăzi, de altfel, în viața fiecărui om există anumite momente mai specifice care se leagă de anumite etape ale vieții. Astăzi, pentru dumneavoastră, în mod special, dar și pentru noi, profesorii de la facultate, este o clipă excepțională. Este un final de etapă și este un început de altă etapă. Deci, cu ocazia absolvirii Facultății de Istorie și Etnopedagogie a Universității de Pedagogie din Statele Unite de Chișinău, va aduce, din partea corpului profesoral didactic, cel mai sincer și calde felicitări. Eu de ce compar viața cu un ocean, cu o mare, care are momente liniștite și mai puțin liniștite. Deseori apare furtuna în viață. Iar noi, oamenii, suntem ca niște corăbi, mai mici, mai mari, și atunci când este liniște și soare, ne pare viața frumoasă și trebuie să savurăm aceste clipe. Iar atunci când în calea noastră apare o furtună, trebuie să stăpânim această corabie și să dovedim că cunoștințele pe care le avem, îndemânările pe care le-am acumulat de timpul sau de-a lungul vieții, și mai ales în special pe parcursul universității, trebuie să dea dovadă că sunteți apți, capabili de a stăpâni cârma acelor corăbii ca să supraviețuiți furtunii. În viață veți avea de toate. Eu vă doresc să aveți colective prietenoase, acolo unde veți merge, să aveți noroc de șef inteligenți, deoarece contează foarte mult. Prestația pe care o veți avea în colectivele pedagogice sau în unde ați lucra, oricum veți avea de a face cu oamenii. Iar omenia este mai presus ca orice. Încercați să fiți bien de acest cuvânt, de această onoare și de această oportunitate de a fi om oriunde veți fi. Nu cădeți pradă diferitor scenarii neplăcute. Încercați să vă stăpâniți emoțiile și rațiunea tot timpul să vă conducă pe calea cea dreaptă. Eu, personal, vă urez curaj să demonstrați că sunteți cetățeni demni ai acestui stat. Deseori uităm de faptul că suntem cetățeni ai Republicii Moldova și deseori ne ascundem. Nu este corect. Să fiți mândri că v-ați născut aici. Patria este o mândrie și trebuie recunoscută. Mai ales că sunteți absolvenți ai Facultății de Istorie. Mai ales că sunteți cei care ați făcut și cursuri de educație cetățenească. Mai ales că veți merge în școală o bună parte dintre dumneavoastră și va trebui să contribuiți la educarea unei noi generații. Ca să nu avem probleme cu cele care le avem în ultimul timp legate de examene de BAC. Trebuie să cultivați cunoașterea. Trebuie să cultivați sensul vieții de a munci. Doar prin muncă pot fi obținute cunoștințe. Cunoștințele nu se cumpără și cunoștințele nu se dau cu lingurița. Ele trebuie dobândite prin efort și strădanie. Cât mai multă lectură,
Din păcate, generația tânără s-a dezvățat să citească. Încercați să reveniți în albia lecturii, în albia cunoștințelor. Eu vă urez succes în viață, mult curaj, sănătate, bucurii familiilor dumneavoastră, părinților dumneavoastră care v-au susținut. Cred că este un moment de satisfacție pentru toată lumea care v-a susținut și astăzi trebuie să se bucure de dumneavoastră. Acestea fiind spuse, eu sunt alături de dumneavoastră nu doar acum, ci și de acum încolo. Sper pe unii dintre dumneavoastră să vă am, deci, ca coleg, de preaslă, pe alții să vă revedem la 1 septembrie în grupurile de masterat, iar pe alții, sigur că să ne întâlnim în alte circunstanțe legate de activitatea noastră din Republica Moldova și din afara acesteia. La mulți ani, sănătate și noroc în toate! Ne invităm în scenă cei ce ne reprezintă administrația universității noastre, domnul prorector Cușcă Valentin. Bună ziua, dragi absolvenți, onorată asistență, dragi colegi, profesori, colegi, de fapt suntem toți deja, pentru că obținând calificativul de profesor, bineînțeles că intrați în această tagmă, cum se mai spune, profesională, și credem noi că acești ani care i-ați trecut pe băncile universității, în aulile universitare, la facultate, vor fi ani de bun augur care v-au contribuit din plin la formarea noastră profesională, obținând cunoștințe, abilități, știu eu acum să pot spune despre competențe, care vă vor permite să vă înscrieți în acest tumult al vieții, care este foarte și foarte astăzi variat, fiindcă generațiile precedente au luptat pentru democrație, au obținut această democrație, însă democrația cere și responsabilitate, cere muncă asiduă pentru a obține aceste rezultate. Și credem noi că acea pregătire care ați obținut-o pe băncile universității va contribui din plin la succesul dumneavoastră în viață. Veți avea realizări frumoase pe care vă le urăm. De aceea, din partea administrației universității, personal a domnului rector Nicolae Chicuș, care m-a rugat să vă transmit cele mai calde salutări absolvenților facultății cu prilejul acestui frumos eveniment din viața dumneavoastră, și să vă urăm succese, noi realizări, sănătate, bucurie, prosperitate, să se împlinească tot ceea ce vă doriți, la mai mult și la mai mare. Privește scenă pe șeful Catedrei de Istorie Universală, domnul Munteanu Octavian. Aplauze, vă rog! Acum 4 ani, dacă țineți minte, ne-am întâlnit cu voi tot la o răscruce de drum. Trebuia să decideți ce faceți mai departe. Parcă ați decis. Ați venit la facultatea de istorie, vreți să deveniți istorici. V-am și pus întrebarea de ce ați venit la această facultate, dacă țineți minte. Undeva am și aceste voi. Păcat că nu le-am acum cu mine, vin direct pe șantier și n-am reușit. N-am făcut speech-uri speciale. Dar dacă țineți minte, când ne despărțeam la cursul de istorie antică a Greciei și Romei, am simulit drumul pe care o avem de parcurs, dacă țineți minte, cu ce? Cu un tren, așa. O călătorie în tren. Trenul care ne oferă diferiți pasageri de ocazie, care sunt lângă noi, pe care vrem, pe care nu-i vrem, care ies, care pleacă. Noi mergem undeva spre o stație care nu știm care este terminus. Este o etapă, zic eu, importantă pentru voi. Etapă în care trebuie să decideți foarte și foarte multe lucruri. Care este drumul mai departe, real, pe care să mergeți. Ceea ce ați făcut până acum, eu cred că a reușit să vă aducă la o etapă în care ceea ce mi-am dorit eu și colegii mei, cred că s-a realizat. Ați început să gândiți singuri, de sine stătător. Aveți aceste capacități. Sunteți oameni care sunt capabili să ia decizii în orice situație.
Și indiferent unde n-o să ajungeți, eu cred că veți fi în stare să luați deciziile corecte. O să țineți cont de acele sfaturi pe care vi le-am dat până acum. Erau multe, poate prea multe, sătăitoarea prea alătă. Deci e sigur că n-am să mă apuc să fac rezumată. Vă doresc să aveți acea incisivitate care este specifică vârstii. Să știți că, da, într-adevăr, planeta e la picioarele voastre acum. Nu numai planeta Moldova, toată planeta. Vreau ca voi să rămâneți în această stare de stăpâni ai lumii, în sensul bun al cuvântului, în care nu se va șterge din ochii voștri acel licăr de oameni vii, de oameni reali, oameni care pur și simplu știu ce vor să facă cu această viață. Eu vă doresc ca fiecare pas pe care să o faceți în această viață, deci încolo, să fie în deplină concordanță cu conștiința, care cred că este racordată la o verticalitate foarte clară și ancorată în această verticalitate. Vă doresc să nu uitați de unde ați pornit. Să nu uitați că în drumul pe care l-ați parcurs a fost și Universitatea Pedagogică. Șeful Catedrei de Istoria Românilor, domnul Gheorghe Gonța. Dragi absolvenți, bună ziua! Să știți că eu de la 1 septembrie am să cer ca în auditorii să o fac așa să cer. Îmi pare mie că e mai bine, uite, stau mai sus, mă vedeți mai bine, așa? Adică în auditorii, ca cei de pe fund, deci nu văd profesori. Sunt gata. Dar iau. Deci, dragi colegi, noi, profesorii, ne bucurăm de dumneavoastră de spus de mult, deoarece, știți, eu tot timpul spun că noi avem fericire de a vedea un miracol. Un miracol care e extraordinar, eu știu, e dat de Dumnezeu. Voi veniți așa aia când veniți la anul întâi, timiți, parcă nu știți ce, parcă... Și când terminați facultatea, sunteți niște flăcăi, niște fete, extraordinar.